Gabriela Cristea și Tavi Clonda trăiesc o frumoasă poveste de dragoste împreună, iar cei doi sunt la fel de îndrăgostiți ca în prima zi. Chiar dacă formează un cuplu de mulți ani, cei doi au învățat să fie alături unul de celălalt, indiferent de situație. Ba mai mult decât atât, chiar și după ce Iris și Victoria au venit pe lume, ei au preferat să aibă și momente petrecute în doi. De asemenea, Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt de părere că părinții sunt nucleul familiei. Iar relația dintre ei ar trebui să rămână la fel de bună, chiar și după ce copiii apar în viața lor. Mai ales că la un moment dat, aceștia decid să plece și să-și urmeze propria cale. Iar trecerea poate fi mult mai dificilă dacă relația dintre părinți se răcește. Tocmai de aceea, cei doi mărturisesc că nu văd nicio problemă ca fiicele lor, Victoria și Iris, să petreacă uneori timpul alături de bunici. Fiind un moment în care ei să-și încarce bateriile, mai ales că au un program încărcat și pe plan profesional. Inclusiv faptul că ele petrec timp în altă parte, și noi reușim să petrecem timp doar noi doi, ar trebui să facă parte din normalitatea unei familii. Pentru că părinții sunt cei care s-au găsit prima dată, și nu ar trebui să uite de unde au plecat. Și atunci, să se găsească unul pe celălalt. Toată viața trebuie să fie așa. Copiii, la un moment dat cresc și se vor duce în viața lor, și atunci, a mărturisit Gabriela Cristea.